Vă propun astăzi să evadăm din prezent și să pătrundem în epoca boemă a Bucureștiului interbelic. În centrul vechi din capitală, Muzeul Micul Paris surprinde viața privată a celor care s-au bucurat de ceea ce numim noi astăzi la Belle Époque. Pe una dintre străzile înguste ale centrului vechi din capitală, mai exact pe strada Lipscani, departe de zgomotul restaurantelor, pășim într-o altă lume, o altă epocă. Muzeul Micul Paris a luat ființă din nevoia de a arăta oamenilor un fragment din istoria orașului. Lucrurile iau o naștere dintr-o nevoie. Dacă vorbim despre centru istoric, ar trebui să existe o nevoie și de un pic de istorie. Eu chiar zic, domnule, hai să mai facem și un pic de istorie în centru istoric. Asta e nevoia, de a face în acest centru, cred eu, dezorientat ca strategie, o mică oază, o mică fereastră în timp, prin care oamenii se poate evada, nu foarte departe, la străbunicii noștri, deci oameni pe care poate, de care am și auzit, poate am și povestit despre ei, să ne reprezentăm puțin cum trăiau, ce valori aveau, ce contexte vizuale, ce repere. Acest loc oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi o casă burgheză, în care este surprinsă starea de spirit din Bucureștiul cosmopolit de dinaintea celui de-al doilea război mondial și viața privată a bucureștenilor din acea perioadă. Muzeul funcționează sub două aspecte. Pe de-o parte, amenajarea sa, care evocă o casă burgheză de acum 100 de ani. Deci ne raportăm la această perioadă micuță dintre cele două războaie mondiale, când în tihna și în entuziasmul de după primul război mondial a explodat viața și de la noi, cu un uriaș import de civilizație europeană. Noi eram încă tributar unui balcanism, bizantinism, mă refer ca stil de viață, ca vizualitate, ca amenajare. Deci spuneam, este un apartament burghez din acea epocă, 100 de ani în urmă, cu două componente estetice care se întâlnesc vizibil polemice, stilul a la francez cu stilul a la turcabre preexistent în casele boierești de la noi, și zona de colecție organizată pe două încăperi, cu modă predilect în prima și cu art de vivre, spunem noi, în cea de-a doua. În prima mai sunt niște instalații colaterale. Oricum, vedem un ansamblu din plin scenografiat și cred că chestia asta e de atracție. Și mai e o chestie unică, aș putea să spun. Noi nu avem lucrurile în niște vitrine, după niște cortine de sticlă. Ești în mijlocul exponatelor. Poți să atingi și foarte mulți și întind mâna și trebuie să stăm cu ochiul sfoară. Foarte mulți sunt tentați să ia pălăriuțele din cuiță și le probeze. Deci lucrurile sunt tactilo-olfactive, pentru că totul are și un miros și o mireasmă. Totul este cumva mai credibil. Colecție sunt peste 1000 de obiecte și fiecare are o poveste. Fiecare detaliu punctează un aspect al vieții de atunci. Că e un clopoțel mic de masă cu care se chema menajera sau că este un suport pentru pâine prăjită, poate mulți nici nu l-au văzut, cum arăta un suport pentru pâine prăjită în vremea respectivă. Dar se prăjea pâine în vremea respectivă? Cum se prăjea pâine în vremea respectivă? Să știți că asta este ceea ce se numește o bucățică de istorie a vieții private. Muzeele de istorie păcătuiesc printr-o abordare incompletă, aș spune eu. Se referă la momentele istorice de mare deranj, cu bătălii, cu ceva sânge, cu ceva râuri, cu răniți. Mai există și o altă istorie, există istoria noastră a celor care trăim în interstițiile de tihnă, de pace, când nu se aude tunul, nu se aud
săbile. Despre partea aceasta se face prea puțină vorbire. De altfel, copiii, trebuie să vă spun, care ne vizitează abundent, organizați în diferite formate, sunt foarte interesați, adică și copiii, sunt foarte interesați să descopere viață de oameni, nu date abstracte. Cum ați reușit să strângeți toate aceste obiecte? Evident, e rodul unei pasiuni. Noi am pornit totul de la aceste fotografii pe care le lucrăm noi în tehnică veche, acum 20 și ceva de ani. Am început cu fotocabinet, adică un studio foto, punte peste timp la tehnica veche foto și la stilistica de atunci. O imagine pe care ți-o faci, un portret pe care ți-l asumi. Nu ți-l face cineva așa din mers și te duce într-un fund de calculator. E o fotografie manufacturată, ceva mai complex, colorăm manual. Am ajuns ultimii din Europa care mai colorăm manual, dar dincolo de chestia asta, am început cu asta să strângem în jurul acestui ceremonial lucrușoare, de la o pălăriuță, toate autentice, un scaunel, un fotoliu, o măsuță. Și ce vedeți aici este rodul acestei acumulări, care la un moment dat a avut și un proces mai accelerat, pentru că când ne-am mutat aici am simțit nevoia să populez cu obiecte. La un moment dat mi-am dat seama deci de acest fapt că Bucureștiul nu are niciun muzeu municipal, nu se regăsește acest moment ca atmosferă, ca interior, ca viață, cum am zis, privată. Și atunci am desfăcut cuferele care erau pline de lucrușoare și le-am întins de o manieră destul de scenografică, cum se vede, și așa a început totul. Vizitatorii se pot relaxa aici, servind un ceai în atmosfera micului Paris. După o scurtă pauză de ceai în salonul franțuzesc, mergem mai departe, în salonul Art de Vivre. Spațiul este dedicat artei locuirii și, printr-un truc scenografic, au fost comprimate aici mai multe aspecte ale vieții de zi cu zi, o artă a acelor timpuri. Dacă ne uităm ce se întâmplă pe bucățica asta, avem un living, nu se zicea living, se zicea camera de zi. Am se confundat cu sufragerie. Noi zicem sufragerie după perioada comunistă, când de fapt camera de zi a preluat și rol de sufragerie, adică camera în care se ia masa. Adică în mijlocul camerei de zi era și o masă unde invitații stăteau la masă. Dar sufragerie este termenul francez, sufragerie, care înseamnă dining-ul de astăzi, cum ar veni. Bun, deci avem o cameră de zi în care lumea ce făcea? Păi ăsta era televizorul, șemineul. Nu exista alt tip de ecran, de care și lumea, bineînțeles, oamenii, logica statului într-o cameră de zi era relaționarea, socializarea, cum îi spunem noi astăzi. Relaționarea însemna depănare de lucruri, transmitere. Ce mai vedem aici? Avem un cos de lucru cu menajera. Croitoreala făcea parte din orice fel de familie. Se făcea mică croitorie, era indisolubil legată de viață. Nu se punea problema să... Bun, poate nu se confecționa din cap până în picioare, dar făcea parte din existență. Un birou cu o mașină de scris veche din acea perioadă, cu o lămpiță de atunci, telefonul nelipsit sau care începuse să apară, un dormitor avem în partea aceea, cu un pat pe verticală, mai fantezist, cu niște bonete care plutesc ca niște vise. Și explicăm ce e cu bonetele. Na, puțină lume știe că se băga un ban serios în aranjarea părului și nu puteai să-l nenorocești în timpul somnului, trebuia să-l salvezi și atunci se dormea cu bonetă ca să-ți protejezi buclele. Deci un cuplu nupțial, este o rochie care și-a făcut de acum în București. Am găsit-o la o familie care mi-a lăsat o glimbă de moarte, ca zic așa. Mireasă de anii 30, fără mâneci, cu brațe și gambe la vedere, ceea ce a fost un uriaș scandal.
la vremea respectivă era expresia acestei revoluții a costumului și a mentalităților care se produce aici. De la haine și decorațiuni, la mobilier și accesorii, Muzeul Micul Paris creează o atmosferă de poveste, iar cei care îl vizitează pleacă cu gândul că au pășit în unul dintre cele mai frumoase locuri din capitală.